Bine ai venit, omule, la rugul aprins. Chiar dacă ești răci, vei fi reaprins. Dă-ești căldicel, nu poți rămâne așa, că-și focul lui Iisus îți aprinde inima. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Vinși și călători, noi suntem pe acest pământ, dar plin de puterea Duhului Tău Sfânt. Candelele goale fie pline de ulei, ca fecioarele înțelepte împreună să veghem. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Slavă ție, Doamne, aleluia! Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până Doamne, la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Am o rană-n suflet și e rană grea, numai Tu, Iisuse, mi-o poți vindeca. Rana mă apasă și e tare grea, numai Tu, Iisuse, mi-o poți vindeca.
inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Am umblat în lume și-am fost rătăcit, iar Satana, Doamne, rămă mai lovit. Nu te-am știut, Doamne, nu te-am cunoscut, rătăceam în lume zi de zi mai mult. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Nu te-am știut, Doamne, nu te-am cunoscut, rătăceam în lume zi de zi mai mult. Iar acum, Doamne, vin să-ți mulțumesc, L-ai făcut pe Iisus Salvator ceresc. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Cântăm împreună? Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Întotdeauna, Doamne, când te-am chemat, m-ai ascultat. Întotdeauna, când eram jos, Tu m-ai ridicat. Mi-ai șters rușinea, Doamne, apoi m-ai încurajat. Mi-ai spus să merg înainte, căci Tu, Doamne, m-ai iertat. M-ai îmbrăcat în haina Duhului Tău cel Sfânt, cu o inimă în care să fie locașul Tău cel Sfânt. Mi-ai uns capul cu un de lemnul Duhului Tău cel Sfânt și în slujba Sfinților m-ai pus să-ți cânt. Sfânt e numele Tău, aleluia, Sfânt e numele Tău, aleluia, Sfânt e numele Tău, de trei ori Sfânt e numele Tău. Sfânt e numele Tău, aleluia, Sfânt e numele Tău, aleluia, Sfânt e numele Tău, de trei ori Sfânt e numele Tău.
Totdeauna, Doamne, când te-am chemat, m-ai ajutat. Totdeauna, când eram jos, Tu m-ai ridicat. Mi-ai șters rușinea, Doamne, apoi m-ai încurajat. Mi-ai spus să merg înainte, căci Tu, Doamne, m-ai iertat. M-ai îmbrăcat cu haina Duhului Tău cel Sfânt, cu inimă în care să fie locașul Tău cel Sfânt. Mi-ai uns capul cu unt de lemnul Duhului Tău Sfânt, și-n slujba Sfinților m-ai pus să-ți cânt. Sfânt e numele Tău, aleluia, aleluia. Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, de trei ori sfânt e numele Tău. Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, de trei ori sfânt e numele Tău. Haideți să cântăm împreună! Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, de trei ori sfânt e numele Tău. Sfânt e numele Tău, cântăm împreună, toată biserica cântăm. Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, aleluia. Sfânt e numele Tău, de trei ori sfânt e numele Tău. Domnul să atingă inimile noastre prin cuvântul Evangheliei. Exod capitolul 3 ne spune că într-o zi Moise a luat o hotărâre. Probabil s-o fi uitat de multe ori la muntele acela și stătea din coace de pustie și se gândea, oare ce este dincolo de pustie la muntele acela? Și începe versetul 1 și spune: Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie. Și cuvântul Domnului ne spune că acolo i s-a arătat îngerul Domnului într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Se uita Moise și se uita la rugul acela. Și ardea și ardea și ardea și la un moment dat a constatat un lucru. Rugul nu se mistuie, el tot arde și nu se mistuie. Și spune, s-a întors să vadă această vedenie minunată. Frați și surori, ce s-a întâmplat la Horeb, aș dori să se întâmple în seara aceasta în locul acesta. Cel puțin trei lucruri am constatat acolo. Primul, spune cuvântul Domnului în versetul 4, Domnul a văzut că el se întoarce. Poate în seara aceasta unii ați venit în locul acesta și a spus, mă duc să ascult cântările de laudă, mă duc să ascult cuvântul pe care Domnul va da fratelui Iosif, mă duc să văd ce se întâmplă acolo. Și spune, Domnul a văzut că Moise se întoarce și primul lucru care l-a făcut Dumnezeu, spune că l-a strigat pe nume și a spus, Moise, Moise, aș dori în această seară să te strige Dumnezeu pe nume. Dumnezeu îți cunoaște starea ta, Dumnezeu îți cunoaște numele tău, Dumnezeu îți cunoaște problema ta, Dumnezeu îți cunoaște inima ta și mă rog să te strige pe nume în seara aceasta. Doilea lucru care l-am găsit aici, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu a zis,
nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintele, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Frați și surori, acolo unde era Moise cu turma socrului său, o fi intrat printre proprietăți de ale socrului său și o fi intrat într-o proprietate și în alta. Pentru prima dată, Moise, știți în ce proprietate a ajuns? În proprietatea lui Dumnezeu. Și a spus: Moise, scoateți încălțămintele, aici este în proprietatea mea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, eu sunt Dumnezeul cerului și al pământului. Dincolo de un local închiriat, cum este locul acesta, dincolo de un loc atât de frumos amenajat, în seara aceasta ei suntem în proprietatea lui Dumnezeu. Casa aceasta poartă numele de casa lui Dumnezeu. Mă rog aici în proprietatea lui să-ți vorbească Dumnezeu, să te atingă Dumnezeu, să-ți schimbe Dumnezeu viața în seara aceasta și să-ți dea un viitor și o nădejde. Aleluia! Măriți să fie numele Domnului. Și acolo, acolo la Horeb, din rugul acela aprins, pentru prima dată după 430 de ani, Dumnezeu vorbea despre un moment al eliberării evreilor din robia aceasta din Egipt. Cuvântul Domnului ne spune că a spus Domnului Moise: Moise, a venit vremea să scot copiii mei din țara Egiptului, să-i duc în țara pe care am promis-o lui Avraam, o țară în care curge lapte și miere. În seara aceasta aș dori să-ți vestească Dumnezeu o seară eliberării. Poate ați venit unii robiți de păcat, robiți de anumite lucruri care vă stăpânesc viața. Cel care poruncește eliberare este viu, e prezent în locul acesta și e Domnul. El te poate scăpa din orice stare, El te poate elibera, El este Domnul, fie-i numele slăvit în veci. Doamne, ție-ți mulțumesc și pe mine m-ai ales. Doamne, eu te voi urma cu toată ființa mea. Tu ești Regea regilor, Tatăl al orfanilor. Tu ești totul pentru mine și mă închin numai la tine. Astăzi eu sunt bucuros, recunosc pe Domnul meu Iisus Hristos. El viață din nou mi-a dat, recunosc că e împărat. Astăzi eu sunt bucuros, recunosc pe Domnul meu Iisus Hristos. El viață din nou mi-a dat, recunosc că e împărat. Doamne, ție-ți mulțumesc și pe mine m-ai ales. Doamne, eu te voi urma cu toată ființa mea. Tu ești Regea regilor, Tatăl al creștinilor. Tu ești totul pentru mine și mă închid, Doamne, doar ție. Iisus este Mesia, Iisus mi-a schimbat viața și aștept cu nerăbdare să vin sus la tine, Doamne. Iisus este Mesia, Iisus mi-a schimbat viața și aștept
cu nerăbdare să vin sus la Tine, Doamne. Doamne, Ție-ți mulțumesc și pe mine m-ai ales. Doamne, eu Te voi urma cu toată ființa mea. Aleluia, Tu ești Regea regilor, Tatăl al orfanilor. Tu ești totul pentru mine și mă închin doar numai Ție. Tu ești Regea regilor, Tatăl al orfanilor. Tu ești totul pentru mine și mă închin, Doamne, doar Ție, numai Ție. Amin. Cine-i oare meșter mare în întregul univers, care să mă modeleze dându-mi chipul său ceresc? Să fii o vioară iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Fă din mine ce ai vrea să fii, o sinfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. El e piatra lepădată de zidar sus pe calvar, dar El poate să ne facă pietre vii în sfânt altar. Să fii o vioară iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc
și tot mai mult în dragoste să crezi. Fă din mine ce ai vrea să fii, o sinfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să crezi. Purtăm vase slabe, mărăția Domnului. Mâine însă transformate vor fi sus în casa Lui. Ce ai vrea să fii, o vioară a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să crezi. Fă din mine ce ai vrea să fii, o sinfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să crezi. Iertare tu ne-ai dat, ne-ai răscumpărat. Lumină am primit, pace-n tine am găsit. Iertare tu ne-ai dat, ne-ai răscumpărat. Lumină am primit, pace-n tine am găsit. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare slava ta acum.
va veni o zi, va veni o zi, când tu ne vei răpi, când ne vei răpi, la ce ne vei lua, ne vei șterge lacrima. Dar va veni o zi, va veni o zi, când tu ne vei răpi, tu ne vei răpi, la ce ne vei lua, ne vei șterge lacrima. Cât de mare ești tu, cât de mare mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare slava ta acum. Haideți să cântăm împreună, cât de mare ești tu! Cât de mare ești tu, cât de mare-i mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare-i slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare-i mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare-i slava ta acum. Brațul tău mă ding din nou, cu tot ce sunt, Doamne. Și viața mea o ții în mâna ta, sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă cred în tine, Iisus, ție ți-aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc, cu tot ce voi avea mereu înaintea ta, în orice zi mă-ncred în tine. Și voi trăi în ale tale căi, cuvântul tău pe veci. Care se cântă. Iisus, ție ți-aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă cred în tine. Iisus, ție ți-aparțin. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc, în tot ce sunt. Iisus, ție ți-aparțin.
pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisuse, eu mă cred în tine, Iisuse, ți-am parțin, pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Voi citi din Evanghelia după Luca, de la capitolul 23, de la versetul 6, la versetul 11. Luca 23, de la versetul 6, la versetul 11. 1021, pagina biblică. Când auzi Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl părau cu înfierbântare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. Venim la adunare să-L înălțăm pe Dumnezeu, venim la adunare să ne vorbească Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu lui Moise când a mânat urma socului său dincolo de pustie, Moise, Moise. Și Moise a auzit glasul lui Dumnezeu. În seara asta aici, la Florești, în biserica Rugul Aprins, să rog pe Dumnezeu să vorbească. Aleluia! Știți că felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, repet, felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, determină modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu? Trebuie să mai repet o dată. Ascultați-mă cu toții. Fiecare trebuie să știe următoarea lege, dacă vreți, descrisă. Felul în care eu îl cunosc pe Dumnezeu determină modul în care eu mă raportez la El. Felul în care vă cunosc pe unii dintre dumneavoastră condiționează într-un fel felul în care vorbesc cu cei pe care îi cunosc. Felul în care îl cunoști pe Dumnezeu determină modul în care te raportezi la El. Felul în care ne rugăm, cântăm, venim la biserică, spune ce știm noi despre Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl cunoaștem din Scripturi, pe Iisus Hristos îl cunoaștem din Scripturi. Am să vă spun, din nefericire, și mi-aleg, cred eu, atent cuvintele și în această seară, din nefericire ne-am obișnuit să-L cunoaștem pe Dumnezeu dintr-o anumită perspectivă. Din nefericire ne-am obișnuit să-L cunoaștem pe Iisus Hristos privind la El dintr-un loc anume. Ne-am obișnuit să auzim despre Iisus Hristos ceea ce auzim mereu. Iisus Hristos a făcut minuni și face minuni. Iisus Hristos îl cunoaștem pe El din Scripturi ca unul care a făcut minuni pe care nimeni nu le putea face. Și minunile sunt atât de diversificate. De la minuni probabil mai mici pentru unii până la cele mai mari pe care nimeni nu le putea face în afară de Iisus Hristos. Le avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Și felul în care noi citim despre El
ne-l descopere pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Citim despre El că a făcut minuni de genul, a umblat pe ape, încep cu umblarea pe ape. Nu doar că a umblat pe ape, când vânturile băteau cu putere, a spus vântului, taci și mă ripotolește-te. Și ucenicii au zis, cine este acesta de la ascultă și vântul și marea? Iisus, Iisus. Nu doar că a umblat pe ape, nu doar că a potolit vântul și marea, făcut minuni ciudate, a fost acuzat într-o zi că nu plătește darea pentru templu și a spus lui Petru, Petre, du-te aunde, ți-arunc-o în mare, în apă. Va trage primul pește, prinde-l, trage la mal, deschide-i gura, vei găsi ceva în el și du-te, plătește darea pentru mine și pentru tine, ca să nu ispitim pe aceștia. Și Petru s-a dus și s-a întâmplat ce a spus Iisus. Pentru că în cuvântul lui există putere. Aleluia! Apoi a vindecat tot felul de boli, a vindecat orbi, a vindecat surzi, a vindecat ciungi, a vindecat leproși, a înviat din morți, avem trei învieri din morți pe care Iisus Hristos le-a făcut pe fiul văduvei din Ain, pe fiica lui Iair, fruntașul sinagogii, pe Lazar care era mort de 4 zile. Iisus a înviat din morți. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui. A înmulțit pâinile, Iisus. Atâtea minuni a făcut. A vorbit cu putere. Au venit fariseii, trimis să-L prindă, s-au întors fără El. Și a zis, de ce nu L-ați adus? Nimeni n-a vorbit vreodată cum L-am auzit pe omul acesta. Nimeni n-a vorbit ca și El. Vedeți, despre astfel de lucruri ne place să predicăm în ce-L privește pe Dumnezeu ca unul care a făcut minuni și nu mă îndoiesc că face minuni și astăzi. Pentru că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Cel care a făcut minuni ieri, face minuni și astăzi. Haleluia! Cel care a dat ieri Duhul Sfânt, dă Duhul Sfânt și astăzi. Cel care a potolit vântul ieri, are putere și astăzi. Amin? Vedeți, toate aceste lucruri cu care noi suntem familiarizați, vi le-am reamintind pornind de la afirmația aceasta. Felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu determină modul în care noi ne raportăm la El. În această seară n-am citit una dintre minunile Lui, cu care noi suntem familiarizați. În seara asta am citit despre momentul acela când, după ce Iisus Hristos a fost prins, a fost dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod. De la Pilat la Irod. Pilat n-a găsit nicio vină în el. A venit la el nevasta și a spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Căci azi noapte am suferit mult în somn din pricina lui. Pilat, știți că s-a spălat pe mâini, a spus, nu găsesc nicio vină în el, face ce vreți cu el. Pilat a stat de vorbă cu Iisus și Biblia spune că Iisus i-a răspuns la câteva întrebări. La câteva întrebări. Mânios Pilat de faptul că Iisus nu răspundea la toate întrebările, a zis, mie nu-mi răspuns? Știi că am putere să-ți dau drumul? Știi că am putere să-ți iau viața? Ce a spus Iisus? N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Dar a ajuns în fața lui Irod Antipa, Iisus. Biblia spune că când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean, era din Nazaretul. Din Nazaret, o provincie care aparținea de Galileea. Și a zis, omul acesta e din Nazaret, a întrebat Pilat, sau din Galileea? Da, au spus unii. Atunci, de ce l-a judecat eu? Ia să-l judece Irod Antipa, că el era guvernator, un fel de prefect peste Galileea, inclusiv peste Nazaret. Biblia spune, și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea.
Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Știa și el, ce știu toți, că Iisus face minuni. Auzit Irod că face minuni. Au venit farisei la el, la Iisus, și i-au spus, în Luca 13, versetul 31, fariseii i-au zis, pleacă de aici, sau pleacă și du-te de aici, căci Irod, e vorba despre Irod Antipa, vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii acelea, iată că scot draci și săvârșesc vindecări astăzi și mâine. Și a treia zi voi ispăvi. Vestea asta a ajuns la Irod. Dar cu siguranță Irod a auzit și alte lucruri despre el. A auzit că face minuni. Și când a auzit că face minuni, a zis, cine-i? O fi Ioan? I-am tăiat capul. Cu siguranță o fi înviat din morți. O fi înviat din morți. Irod a auzit despre el că face minuni. Și Iisus face minuni și astăzi. Nu știu dacă am spus aici versul de poezie intitulată Cine ești? Se întreabă ucenicii farisei. Cine e? Se întreabă agnosticii și atei. Un erou născut în staul acum 2000 de ani, o poveste sau legendă născocită de sărman, un răsculător istoric ce își formează un partid, un dușman de moarte Romei sau un fiu al lui David? Ești un mit sau teorie inventată de preoți, superoma celor vremuri, mai înțelept decât toți? Cine ești de dai vedere orbilor de lângă drum? Cine ești tu cărui moartea și Satan ți se supun? Cine ești de niște gândul și al inimii rost? Cum de-l poți schimba deodată pe o loc însănătos? Cine ești, cu ce putere poruncești, ridică-ți patul? Cum vorbește, în al cui nume tu ne poți ierta păcatul? Și a venit la Irod Antipa și Irod l-a fi întrebat, faci minuni? Și Iisus nu i-a spus nimic. Umbli pe ape? Iisus nu i-a răspuns nimic. Am auzit că învia pe cineva din morți. Biblia spune, a pus multe întrebări și Iisus nu i-a răspuns nimic. Ești cumva Ioan Botezătorul? Că i-am tăiat capul. Iisus nu i-a răspuns nimic. Vrei să-mi arăți și mie o minune? Și Iisus a tăcut. Pasajul din această seară ne-l prezintă pe Dumnezeu dintr-o altă perspectivă. În fața lui Irod Antipa, Iisus, Dumnezeu, a tăcut. Mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc în această seară ne-l descoperă pe Dumnezeu diferit puțin de felul în care noi suntem, probabil, spun obișnuiți, să auzim despre El. Ne-ar place să vindece și El poate vindeca în seara asta. Aleluia! Ne-ar place să elibereze pe oameni de demoni și El poate elibera în seara asta. Aleluia! Ne-ar place să facă ceea ce noi dorim și El poate să facă mai mult decât noi cerem. Dar uneori Dumnezeu tace. Tace. Și veți vedea, nu e singurul loc în care Dumnezeu a tăcut în Scriptură. Despre asta voi vorbi în această seară. Încercând a răspunde la întrebarea de ce Dumnezeu tace uneori. De ce Dumnezeu alege să tacă la un moment dat? De ce? Vă întreb, vrem noi să ne vorbească Dumnezeu în această seară? O, mărit să fie Iisus! Aminul acesta a fost, da, Doamne, vorbește. Dar nici nu știți ce răspuns am dat pentru noi în această seară. Mai întreb încă o dată, vrem noi să ne vorbească Dumnezeu în această seară? Chiar suntem convinși că vrem asta? Atenție, știți că Dumnezeu nu vorbește de bine la oameni care nu trăiesc sau care trăiesc în păcat? Știați asta?
Mai vrei să-ți vorbească Dumnezeu în seara asta? Mai vrei? Dumnezeu nu vorbește de bine la oameni care trăiesc în păcat. Dacă vreți, este o lege divină. O lege divină. Dumnezeu nu vorbește nu doar de bine, nu vorbește celor care trăiesc în păcat. Și Dumnezeu nu vorbește ca să stâmpere o sete falsă. Nu vorbește. S-au săturat oamenii la un moment dat să-l asculte pe Moise și Moise le vorbea, le-a dat porunci Dumnezeu și a spus poporul Moise, nu vrei tu care vorbești cu Dumnezeu gură către gură, spune lui Dumnezeu că vrem să ne vorbească și El. Și El. Și a zis Dumnezeu, Moise spune poporului să se sfințească, că vreau să-i vorbesc eu. Doamne, vrei să ne vorbești în seara asta? Nu ce ne place nouă, Doamne, nu să stâmperi o sete falsă. Știu cu siguranță că nu ne vei vorbi să ne umilești, că ne-ai putea umili pe toți. Știți că dacă Dumnezeu vrea de la mine până la ultimul, ne poate umili? Știți asta? Dar Dumnezeu nu face asta. Ne-ar putea umili pe oricare dintre noi. Pentru că El știe totul despre noi. Și Moise s-a dus și a spus, Doamne, cere poporul Tău să-i vorbești în seara asta. Doamne, aici la rugul aprins în Florești, poporul își cere să vorbești. Își cere să vorbești în această seară. Spune-le să se sfințească, zice Dumnezeu. Spune-le să se sfințească. Vreau să vorbesc, a zis Dumnezeu. Și a început Dumnezeu să vorbească. Și poporul tremura. Poporul s-a îngrozit. Și a spus, Moise, nu vrei să ne predici tu din nou? Știți că atunci când ne vorbește Dumnezeu, El nu ne leagănă? Știți asta? Frații mei, îndrăznesc ca vă spun un adevăr greu în această seară. Mă tem că bisericile din zilele de astăzi confundă lumina cu iluminarea. Celor 7 biserici din Apocalipsa, Iisus a avut pentru ele, erau mai multe în Asia Mică, dar are să vorbească la 7 din ele. Și nu mă îndoiesc că în bisericile acelea se predica. Nu mă îndoiesc că în bisericile acelea se cânta. Sunteți de acord cu asta? În bisericile acelea erau programe. Nu știu ce se predica acolo. Dar știu că atunci când a vorbit Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, mesajul din partea Lui, a răsturnat tot ce ei învățase până în momentul acela. Îngerul bisericii din Efes scrie, știu faptele tale, osteneala ta, credința ta, răbdarea ta. Știu asta. Știu că ai suferit din pricina numelui meu. Știu! Știu! Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol. Știu! Dar vrei să-ți vorbesc, biserică din Efes? Iată ce spune cel care ține cele 7 stele în mâna dreaptă, umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, dar am ceva împotriva ta. Predicatorii care îți predică nu-ți spun asta. Nu vreau să se creadă că fac aluzie cumva la predicatorii prezenți aici, nu. Nu ți-au spus asta, am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tăi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut și pocăiește-te! Pocăiește-te! Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din mijlocul tău, dacă nu te pocăiești! Întoarce-te la faptele tale din tâi! Doamne, vrei să ne vorbești în seara asta? Aleluia! Aleluia! Tu ții în mâna ta cele 7 stele și noi suntem în mâna ta. Nu noi stăm în picioare, ci mâna ta ne ține. Umbli prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Frații mei, mesajul pe care Iisus îl transmite bisericii din Efes era diferit de mesajele predicatorilor de atunci. Și biserica asta într-o zi a pierdut sfeșnicul. Și ce înseamnă să pierzi sfeșnicul?
Să nu mai fie prezența lui Dumnezeu în adunare. Dacă s-ar stinge becurile aici în seara asta, n-ar mai conta cum arătăm niciunul. Niciunul, că nu ne-am vedea unul pe altul. Știți care este unul din efectele devastatoare ale absenței sfeșnicului lui Dumnezeu din biserică astăzi? Oamenii nu-și mai văd păcatele. Cântă chiar dacă trăiesc în păcate. Chiar dacă trăiesc în păcate. O, Doamne, aprinde sfeșnicul, la rugă aprins. Aprinde sfeșnicul aici în seara asta. Aleluia! Aleluia! Știți ce mă tem? Dacă ar aprinde Dumnezeu din nou sfeșnicul între noi, ne-am îngrozit. Ne-am îngrozit. Nu spun asta în ce vă privește pe dumneavoastră aici, la Florești, Biserica Rugă Aprins. Mă tem dacă ar aprinde Dumnezeu sfeșnicul în bisericile. Dacă l-ar aprinde la aleși deodată. Dar așa mi-aș dori să-l aprindă. Și pentru biserica din Laodiceea, Dumnezeu a avut un alt mesaj decât cel al predicatorilor. Pentru că noi facem confuzia astăzi între lumina, a vedea lumina și a fi luminat. A vedea lumina înseamnă a-ți plăcea cântarea, să-ți placă cântarea, să-ți placă predica. E fain la rugul ăla. E fain. Și mie îmi plac cum cântă frații de la Toflea. Îmi plac. Bucuria nu este extensia mântuirii, este expresia mântuirii. Trebuie să ne bucurăm. Aleluia! Aleluia! Dar vreau să te întreb, ai fost vreodată iluminat? Asta înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu. Poți să vezi o lumină de la depărtare, dar să fii iluminat este cu totul altceva. Să-ți descopere Dumnezeu starea inimii. Asta înseamnă iluminare. Asta înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu. Și în seara aceasta mă rog la rugul aprins, Doamne, răspunde la aminul pe care biserica l-a rostit. Vorbește. Vorbește, Doamne. Vorbește, Doamne. Iluminează, Doamne, în seara asta. Aleluia! De ce Dumnezeu a tăcut în fața lui Irod Antipa? De ce Iisus Hristos a tăcut în fața lui Irod Antipa? Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, s-a bucurat foarte mult când l-a văzut, de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând o minune. Și Iisus nu i-a răspuns nimic. Dumnezeu tace! Când oamenii sunt preocupați de minuni și nu de voia lui. Nu de voia lui. Nu vă întreb dacă vă place jocul acesta de cuvinte. Nu-i greșit al folosi, pentru că folosim contraste, asta ne deschide mintea. Ioan, Irod de fapt, Antipa, într-o zi stă față în față cu Fiul lui Dumnezeu, cu Cel care a făcut cerurile, când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, El era de față. Și acest Iisus este aici, în această seară. Aleluia! Aleluia! Era meșterul lui Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui. În fața lui Irod Antipa, Iisus Hristos a tăcut, pentru că Irod era preocupat de minuni, nu de voia lui Dumnezeu. Îmi permit să vă pun o întrebare delicată în această seară. Ce îi preocupă cel mai mult pe oameni astăzi? Voia lui Dumnezeu sau minunile? I-am întrebat pe frații de la Alești și de la Lugașul de Jos. Vreau să-mi răspundeți și aș fi gata să fac un sondaj de opinie și să pariez, dacă vreți, să anticipez cu exactitate, dacă aș face un sondaj de opinie, fără să fi spus lucrurile acestea. De ce vin oamenii la biserici astăzi? De ce vin oamenii la biserică interesați de voia lui Dumnezeu sau să fie vindecați de boalele lor? Sau să fie ajutați de Dumnezeu? Dumnezeu să-i ajute în problemele familiale, Dumnezeu să-i ajute în necaz, în boală, în afaceri, etc. De ce ai venit aici în seara asta? Și pot să anticipez cu exactitate.
Mulți nu vin la biserică, sau cei mai mulți nu vin că le este dragă voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă vindecă în seara asta, o, Dumnezeu e aici! Aleluia! Aleluia! Dar vreau să te întreb, și asta înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu în seara asta, ești preocupat de voia Lui? Ești preocupat de asta? Există în viața ta vreo abatere, o mică abatere de la voia lui Dumnezeu? Ascultă-mă cu mare atenție. Voi încerca să folosesc un limbaj cât se poate de simplu. Nu de simplu, este de simplu. Dacă există în viața ta, în viața mea, o abatere mică de la voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mă va legăna în seara asta. Nu-mi va vorbi de bine. Nu. Dacă Dumnezeu îmi vorbește, îmi va spune, întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu în seara asta? Vrem noi să ne vorbească Dumnezeu în această seară? Frații mei, Dumnezeu nu vorbește de bine când oamenii se abat și le plac alte căi. Nu vorbește de bine, am spus. Nu că nu poate vorbi! Câți de ei suntem interesați de voia lui Dumnezeu în această seară? Cât știm, într-un termen general, că voia lui se cheamă ce? Sfințire. Sfințire. Sfințire în viața de familie. Aleluia! Sfințire în relațiile de familie. Sfințire în relația de prietenie. Tânăr și tânăr. Sfințire. Sfințire. Frații mei, voia lui Dumnezeu nu-i cofetăria spirituală la care eu mă duc. De unde mi-au cântarea dacă îmi place? Prăjitura asta îmi place, spiritual vorbind. Iau predica lui X, că îmi place cum predică. Poate te leagănă. Voia lui Dumnezeu nu-i cofetăria din care să-ți alegi prăjitura preferată. Nici restaurantul din care să îți alegi meniul preferat. Voia lui Dumnezeu trebuie acceptată în totalitate. Aleluia! Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Voia ta, Doamne, voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. O, Doamne, există aici la rugul aprins în seara asta, în viața cuiva vreo abatere de la voia ta? Vorbește-i, vorbește-i, vorbește-i. Ascultă-mă, dacă te simți bine și ești abătut de la voia lui Dumnezeu, te înșeli, nu Dumnezeu ți-a vorbit. Dacă te simți bine aici și tu trăiești departe de voia lui Dumnezeu și nu trebuie să trăiești foarte departe, numai pe lângă ea să fii, nu Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta. O, de ne-ar vorbi Dumnezeu în această seară. Irod Antipa era preocupat de minuni, nu de voia lui Dumnezeu. Mă va întreba cineva, o știa? Ce zice, știa Irod Antipa voia lui Dumnezeu? Să vă citesc din Marcu capitolul 6. Marcu 6. Biblia spune așa. Împăratul Irod Antipa auzi vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis, Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, alții ziceau, este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Ascultați versetul 17 și 18 și 19 până la 20, apoi voi reveni. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău Filip. Nu ți este îngăduit. Irodiad avea necas pe Ioan și vrea să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan. S-au zis, se temea de Ioan.
și vroia se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Știa Irod Antipa voia lui Dumnezeu? Știa! Era preocupat de asta? Nu. Dragul meu, vrei să știi voia lui Dumnezeu în seara asta? Am să fac un enunț cutremurător pentru noi în această seară și ascultați-mă cu mare, mare atenție. Știți că Dumnezeu, dacă ne-ar judeca în această seară, și aceeași lege se aplică și când va veni El, fie că ne judecă în seara asta, fie că într-o zi ne va judeca, știți că El nu ne va judeca după ce suntem, atenție, folosesc timpul prezent, sau după ce vom fi, folosind timpul viitor, la judecata aceea, ci Dumnezeu ne judecă, dacă ne judecă în seara asta, nu după ce suntem, ci după ce ar trebui să fim. Nu ne îngrozim la asta? Frații mei, eu mă îngrozesc. Dacă Dumnezeu m-ar cântări în această seară, El n-ar spune, da, ai atâtea kilograme, spiritual vorbind, te încadrez. El spunea, m-am investit în tine, atât de greu trebuia să fii până în seara asta. Argument? Biserica din Efes. Știu faptele tale. Știu osteneala ta, credința ta, răbdarea ta. Nu poți suferi pe cei răi, ai o formă de evlavie, dar ceva nu mai ai. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Eu, dacă te măsor în seara asta, îmi spun mie, Iosif, zice Dumnezeu, pun metru și spun, aici trebuia să fii. Mă îngrozesc, frații mei. Dumneavoastră nu vă îngroziți? Probabil nu știm cine e Dumnezeu atunci. Rămân puțin la momentul sau la contextul acesta. V-ați întrebat de ce la fiecare mesaj din Apocalipsa Iisus își face o prezentare? Sunt 7 stele în mâna dreaptă, omul prin mijlocul celor 7 sfernice de aur. Asta pe de o parte. Eu am sabia în mână, nu trebuie să te temi de sabia, de sabia împăratului. Dacă tu suferi și eu am suferit, iată ce zice cel care a murit și a înviat. Aleluia! Iată ce zice bisericii din Tiatira, cel care are ochii ca para focului și picioare ca rama aprinsă. Iată ce zice cel ce este amin, biserica din Laodiceea. Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. El merită toată întâietatea, este începutul zidirii lui Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria în veci de veci. Amin. Amin. De ce se prezintă Iisus pe sine? Pentru că oamenii au tendința să uite cine El. Știi că în seara asta ai venit în prezența lui Dumnezeu? Știi că Dumnezeu Sfânt este aici în seara asta? Aleluia! Știi că nu doar Fiul omului, un fiu al omului, ci Fiul lui Dumnezeu este aici? Aleluia! Ești interesat de voia asta Lui? Ești interesat? Știi că dacă te-ar judeca, te-ar cântări, te-ar cântări după greutatea Lui? Frații mei, eu mă îngrozesc. În fața lui Irod Antipa, Iisus a tăcut, pentru că Irod Antipa nu era preocupat de voia Lui, ci de minuni. Cei mai mulți sau cei mai puțini astăzi sunt interesați de minuni? Răspundeți-mi. Cel puțin să fim obiectivi în seara asta, sincer. Nu spun că nu suntem. Sunt oameni preocupați de minuni astăzi? Sunt. Și eu cred în minuni. Eu cred în vindecările divine.
că Cel mă vindecase și pe mine. Aleluia! Că Cel e doctorul cel bun și mare. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Dar de voia Lui ești interesat în această seară? Știți că atunci când cineva vine la El pentru a trăi o minune, asta înseamnă a încerca te folosi de El, a profita de El, a te sluji de El. Știți că de Dumnezeu nu se poate sluji nimeni. A încercat într-o zi, cine Gehazi? Îl vindecase Dumnezeu pe Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei. Și Gehazi a zis, viu-i Domnul, limbaj de biserică, că mă voi duce după El și voi cer. N-a știut Elisei să profite de asta, pentru că Elisei a știut, doar El merită gloria. Aleluia! 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 Doamne, Tu meriți toată gloria și slava. Și a venit Gehazi cu haine de schimb, cu talanți de aur, de argint, pardon. Și a zis Elisei, unde ai fost? De ce? N-a fost Duhul meu cu tine? Tu crezi că poți să profiți de Dumnezeu? Dar ce-i Dumnezeu? Lampa lui Aladin, ați auzit de ea? Care face minuni? El face minuni. Dar nu se lasă folosit de Erod Antipa. Nu se lasă folosit de nimeni. El nu face minuni pentru a satisface o dorință bolnavă. El face minuni din pricina numelui Său. Aleluia! În bunătatea Ta, spune psalmistul, Tu ne asculți prin minuni. Și dacă Dumnezeu face minuni, o face din pricina numelui Său. Nu să satisfacă dorințe bolnave, sete bolnavă, vreau să mă folosesc de El și apoi faci ce vrei cu viața ta. În fața lui Rod Antipa, Iisus a tăcut, pentru că era preocupat de minuni, nu de voia Lui. Și voia Lui este sfințirea noastră, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Că Dumnezeu este sfânt, 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 sfânt. Relația de prietenie trebuie să fie una curată, sfântă, sfântă. Amin? Iisus a tăcut în al doilea rând în fața lui Rod Antipa, știți de ce? Erod nu doar că nu era preocupat de voia lui, ci să vadă o minune. Avea o sete falsă, bolnavă. Erod este omul care pune plăcerile vieții deasupra conștiinței. L-asculta pe Ioan Botezătorul cu plăcere. Îmi place de Ioan Botezătorul. Un om ca Ioan Botezătorul n-ar fi plătit ca și păstor în biserici astăzi. E greu să spun asta. Deci nici eu nu mă pot număra printre cei ca și Ioan Botezătorul. Asta nu menaja pe nimeni, frații mei, pe nimeni. El nu se uita la poziția nimănui, la că era lider politic, era lider religios, vin la el, tot ținutul iudei, imaginați-vă tot Floreștiul să vină în seara asta și să spună ne botezăm. A spune, fratele, aduceți apă, i-aș boteza pe toți. Dar Ioan știe, Dumnezeu trebuie să fie înălțat. Înainte de orice, pui-te în pârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Le-a spus fariseilor. Lui Irod nici pe ăsta nu-l menajează. Irod, e fii tu guvernator, dar asta nu înseamnă că poți face ce vrei. Și pentru tine, adulterul este tot adulter. Îmi place să spun despre Ioan Botezătorul, citându-l pe un om al lui Dumnezeu, Warren Worsby, spunea într-o carte, Ioan vedea viața în două culori, alb și negru. El n-avea predici gri, și așa se poate, fraților. Bine că ești prin adunare. În final, Dumnezeu va avea milă de noi, că mila va birui judecata. Dumnezeu e dragoste, e dragoste, e dragoste, e dragoste. Și noi dirijăm pe acest fond și pe acest repertoriu muzical. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste. Eram la săptămâna trecută la Hunedoara și după ce am predicat, frații au fost acolo, nu? O doamnă care pentru prima dată a fost în biserică, din câte am înțeles eu, spunea fratele Claudiu, a spus la final, până în seara asta eu n-am auzit că Dumnezeu e atât de dur.
Dur a fost limbajul ei. Le-am vorbit despre Dumnezeu care e sfânt. Arătați-mi un om din Scriptură, frații mei, vă supun aceeași întrebare, atenție dumneavoastră. Arătați-mi un om din Scriptură cu care Dumnezeu să fi făcut excepție de la sfințenia lui. Arătați-mi unul. A făcut vreodată excepție cu cineva Dumnezeu de la sfințenia lui? Adică a închis ochii Dumnezeu la păcat? O zis, tu ești aproape de mine, Avram, te iert, fă ce vrei. Moise, și tu te-am folosit, ai trecut prin mare, îți iert treaba asta. Despre popor spune că de 10 ori l-a ispitit. Moise odată a lovit stânca în loc să-i vorbească și a zis, Moise, oricât de aproape ai fost de mine, vreau să spun ceva, nu mai intri în țară. Te rog, Doamne, Moise ajunge. Sunt sfânt, biserică, rugul l-a prins. Sunt sfânt, bărbatule, sunt sfânt, femeie, e sfânt Dumnezeu. Moise, dezleagă-ți încălțămitele din picioare, că jocul de care stai e sfânt. Pentru prima dată spune Dumnezeu unui om în cazul lui Moise, te apropii prea mult de mine. Dacă vrei să te apropii în seara asta de mine, ia dezleagă-ți încălțămintea. Ia de la o parte ceea ce știi că mie nu-mi place în această seară. Dezleagă-ți încălțămintea. Aici eu sunt domn, zice Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! A trecut Iisus în fața lui Rod Antipa, pentru că Rod era omul care a pus plăcere deasupra conștiinței. Știa ce-i voia lui Dumnezeu, știa ce-i viața sfântă, dar lui îi plăceau plăcerile, lumii, păcatul. Nu vă spun o necunoscută în această seară, asta e norma societății. Și ce mă doare este că această normă, adică plăcerile deasupra conștiinței, după această normă, unii își trăiesc viața în biserici. N-am văzut în cei 14 ani de când slujesc ca păstor un părinte, când a spus ceva băiatului lui, să-mi spună mulțumesc, frate păstor. Dar ce te legi de copii? Ce te legi de el? N-am întâlnit, ascultați-mă, un părinte care atunci când i-a spus, vezi copilul tău, sensorial e drept, dar ar trebui altfel să se comporte. Pentru că, ascultați-mă, un alt adevăr greu de dus, probabil pentru unii. Nu, Biblia spune că voia lui este prielnică cui? Cui? Cui sunt prielnice cuvintele lui? Celui cărei sunt dragi cuvintele. Pentru alții adevărurile sunt grele, pentru că nu le place voia lui Dumnezeu. Frații mei, știți că înaintea lui Dumnezeu nu contează doar ce facem sau gândim, ci și ce provocăm în alții. Și spui asta în biserică și nu vor să audă tinerii astăzi. Nu vor să audă oameni. Ieremia 6, ce cuvinte grele. Nici un profet ca Ieremia n-ar rezista mult în biserici astăzi. N-ar fi un păstor ca și mine, plătit cu bani în fiecare lună. Dar asta nu înseamnă că nu spun adevărul. Credeți-mă că o fac. Dar nu o fac cu aroganță, că doar Dumnezeu mă ține în picioare. Aleluia! Aleluia! Uitați-vă ce se întâmpla pe vremea lui Ieremia. Eu sunt așa de plin de mânia Domnului, spune Ieremia, că nu o pot opri. Nu pot! Mânie, reacție la păcat. Cine nu se mânie ca și reacție la păcat, n-are valor. Sunt așa de plin, nu de Duhul Sfânt, dar acesta era Duhul Sfânt de fapt. De mânia Domnului că nu o pot opri.
Și Dumnezeu îi spune, Duhul îi spune, Ieremia toarnă peste copilul de pe uliță și peste adunările tinerilor, căci bărbatul și nevastă vor fi prinși și bătrânul și cel încărcat de zile, casele lor vor trece în stăpânirea altora, goale și nevestele lor de asemenea, când voi întinde mâna împotriva locuitorului țării, zice Domnul, căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușurat igrana fiicei poporului meu și leagă-nă pe oameni spunând, pace, te iubește Iisus, te iubește Iisus. Știi că te iubește Iisus, dar știi că Dumnezeu e sfânt? Știi că dragostea Lui nu e oarbă, știi asta? Știi? Știi că Dumnezeu nu te va judeca după o dragoste oarbă, ci după o dragoste sfântă? Sfântă! Sfântă! Versetul 15, sunt dați de rușine că săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc. Nu roșesc. Schimbă-ți hainele când vii la biserică, vino mai decent îmbrăcat. Și frate, numai pe mine mă vezi. Numai pe mine. Cântă, nici măcar rușine nu. Dar hai să lăsăm ținuta, poate în cultura fraților romi, asta nu e o problemă. Să trăiești în păcat și nimeni să nu știe. Să vorbești de rău, să minți, să mai scapi câte o vorbă murdară pe gură și apoi să vii să cânți. Și dacă tu nu simți mustrare în seara asta pentru păcatul pe care l-ai comis, iar Dumnezeu nu ți-a vorbit încă, ai văzut lumina, când Dumnezeu îți vorbește, îți vezi păcatul de aici. Te întreb, îți vorbește Dumnezeu în seara asta? Să ne vorbească Dumnezeu? Și amin a fost mai devreme. Să ne vorbească Dumnezeu? Amin. Mulțumesc, Doamne. Și continui. Și totuși nu roșesc și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri și uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ele și veți găsi o dină pentru sufletele voastre. Dar ei răspund. Ce răspund ei? Nu vrem să umblăm pe ele. Nu-ți place la rugul aprins? Domne, te duci în altă parte. Da, nu-mi place predicarea acolo. Nu-mi place cântare, mă duc unde mă simt bine. Și am ales și am creat bisericile în care oamenii se simt bine. Mă întreb, unde-i Dumnezeu de acolo? Se mai simte bine Dumnezeu? Doamne, te simți bine la rugul aprins? Nu dacă te simți bine în mijlocul cântărilor de laudă. Te simți bine? Poporul de aici trăiește în sfințenie, Doamne. Aleluia! Îți găsești plăcere aici? Îți găsești plăcere aici? Mă asculți în această seară? Unde sunt plăcerile? Unde-i conștiința ta? Știi că nu poți omorâ conștiința asta? Știi că nu poți omorâ? O poți adormi, taci. A fost greu până ai mințit prima dată. Până ai gustat prima dată păcatul ca lui David, când a făcut numărătoare, îi tremura inima. O crezut că trece, dar nu a trecut. O veni gat la el. E mai bine să-ți vorbească Dumnezeu, ascultă-mă. Ascultă-mă, e mai bine decât să te lase așa. Și-a zis, David! Și David tremura. M-a trimis cineva la tine. Și știa David că un profet nu venea la el așa de la sine. Mi-a spus să-ți spun ceva, David. Cel care m-a trimis la tine e supărat. Ai greșit din nou. Și trebuie să știi, David, că Dumnezeu are o lege în ceea ce privește iertarea păcatelor. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Și doar așteptarea judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu iartă. Plătești. Plată nu înseamnă că îi spășești păcatul, va trebui să simți. Dumnezeu nu iartă păcatul fără să zdrobească păcatul. Nu-l iartă fără să-l zdrobească. Nu poate ierta păcatul fără să-l pedepsească. Înțelegi? Vei spune că ești iertat, că ai fost iertat.
Înainte de a spune că ești iertat, ascultă-mă, pune-ți următoarea întrebare. Aflând Dumnezeu păcatul acela în viața ta? Păcatul despre care spui că ești iertat are putere în viața ta sau a fost frânt? Că putem veni la El, ieri am făcut asta, mă iartă în seara asta, e bun, că de asta cântăm dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când Dumnezeu iartă păcatul, îl frânge, îl frânge! Și în casa ta nu mai este acel du-te, vino, diavolul intră, iese, intră, iese. Și când vine, aduce alte 7 duhuri. Când Hristos este în casa ta, El nu lasă casa goală. Acolo nu diavolul controlează ușa, nu El are acces la inimă. Acolo e Domn Hristos. Aleluia! Aleluia! Și cine crede în El, inima lui nu-i goală, nu-i doar măturată și împodobită pe din afară. Cine crede în mine, din inima lui curg râuri de apă vie. Aleluia! Râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Îți vorbește Dumnezeu în seara asta? Îți vorbește? Unde sunt plăcerile tale? Unde sunt? Nu cumva le-ai pus deasupra conștiinței? Faci ce vrei? Faci ce vrei? O, Doamne, vorbește-ne! Vorbește în această seară! Ești iertat? Aflând Dumnezeu păcatul din viața ta? Sau mai are putere? Când poți să spună un întemnițat că este iertat? Știți când? Când iese pe ușa închisorii, n-are cătuși la mâini, are în mână certificatul, nu de grațiere. Pentru că am să vă spun o veste bună, mare, în seara asta. În vremea de atunci, ca și în vremea de astăzi, doi termeni erau folosiți în ce privește iertarea. Iertarea inculpaților, grație și amnistie. Grație, ați auzit, unii zgrațiați, eliberați condiționat, dar cazierul rămâne cazier. Amnistie înseamnă cazier alb, iertarea totală a păcatelor. Pavel spune în Romani 8, în adevăr, legea Duhului de viață. Ce termen credeți că folosește Pavel acolo? Grațiere sau amnistie? M-a amnistiat de legea păcatului și a morții. Aleluia! Aleluia! Iisus a tăcut în fața lui Rod pentru că El a pus plăcerile deasupra conștiinței și a zis, trăiesc în păcat, fac ce vreau. A venit ziua când în fața lui Rod Iisus a tăcut. Dacă în seara asta ești aici și trăiești în păcat, și nu simți mustrare aici, că de la David am pornit. Alege, David! 3 ani de foamete, nu mai vreau, că au fost! Era Saul vinovat. Vai, vedeți ce sfânt e Dumnezeu! Știți că pe vremea lui David au fost 3 ani de foamete? Și nu era el vinovat, Saul. Dar Dumnezeu e sfânt! Sfânt! 7 ani să fugi de vrăjmaș sau 3 zile să bată ciuma de la Dumnezeu. M-a trimis cineva la tine, David. Spune-mi ce să-i răspund. A știut, David, că Dumnezeu l-a trimis. E Dumnezeu aici în seara asta. E aici în seara asta. E mai bine să-ți vorbească Dumnezeu. Prima dată când ai păcătuit, a tremurat inima. Îți mai tremură? Te îngrozești în seara asta, îți pun întrebări simple. Te îngrozești la gândul că Hristos este aici în această seară? Te îngrozești? Va spune cineva, dar nu-s păcătos. Știți că cu cât un om este mai neprihănit ca Isaia, cu atâta tremură mai tare în fața sfințeniei lui Dumnezeu? Cu atâta se vede mai nevrednic? Cu cât un om se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atâta zice, vai murdar sunt. Vai, cum de pot sta în prezența ta?
cum de stau eu aici la rugul aprins la vonul bisericii. Cum de am putut cânta în seara asta, când Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, este aici. Dumnezeu Sfânt este aici, te îngrozești? Dacă inima nu strimură din pricina păcatelor, poți vedea lumina în seara asta, îți poate plăcea ceva aici și atât. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? El nu-ți vorbește de bine dacă trăiești în păcate. Nu-ți vorbește de bine. Deci a tăcut Iisus în fața lui Rod Antipa în al treilea rând și spun în ultimul rând, dar mai e timp, până la 10. Aleluia! Mulțumesc de încurajare! Deci a tăcut Iisus în fața lui Rod Antipa pentru că vorbise cândva Iisus prin Ioan. Pocăiește-te, omule, în seara asta! Irod îl asculta cu plăcere, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Să ridic mâna la final, nu o ridica. Se pocăiască alții. Există o vreme când Dumnezeu vorbește. El nu vorbește la nesfârșit. Iată, eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Noi aplicăm versetul acesta, mesaj adresat unei biserici, inimilor noastre. Dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Voi reveni la versetul acesta cu o nuanțare din el. Psalmul 50, Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește. Există o vreme când Dumnezeu vorbește. Există o vreme când se predică și plângi. Plângi. Există o vreme când se predică și te vezi păcătos. Într-o zi un fierar și-a dus un câine acasă și câinele nu era obișnuit cu curtea fierarului. Ce face fierarul? Potcoave, ascute una alta, bate pe nicovală. Și bătea pe nicovală și câinele tresărea, o tresărit o zi, o tresărit două, o tresărit trei zile. După o săptămână, fierarul bătea pe nicovală și câinele dormea. Tu ce faci? Dormi în seara asta? Iona fuge de Dumnezeu, se ridică valurile, vorbea Dumnezeu. Și ce face Iona? Și-au venit la el oameni și-au zis, scoală-te, ce dor! Tu nu vezi că e mânios Dumnezeu? Tu nu vezi că a început Dumnezeu să vorbească? Iona dormea. Dormea Iona. Scoală-te și strigă la Dumnezeu! Tot a zis Iona, dar tu cine ești? Evreu. Le-o venit la oameni ăștia să râdă. Ei știau că evreii credeau că în economia lui Dumnezeu pentru Israel funcționează următorul principiu, claza națiunii cele mai favorizate. Evreu? Adică mă tem și de Dumnezeu. Dar știi ceva? Fug de El. Cum adică te tem și fugi? Proroc și fugi de El. Scoală-te, Iona! Doamne, îi cineva care încă doarme la rugul aprins? E vreo conștiință care doarme în seara asta? A strigat, Doamne, eu să o trezesc. Dar nu strigătul trezește. Du-le, Sfinte, vorbește în seara asta. Du-le, Sfinte, vorbește în seara asta. Du-le, Sfinte, vorbește în această seară, vorbește! Sunt aici bărbați care dorm, poate. Scoală-i, Doamne! Scoală-i, Doamne! Scoală-i! Mai vorbește odată.
Mai vorbește odată. Auzi tu vocea lui Dumnezeu în seara asta? Simți tu că Dumnezeu ți-a vorbit? În ultimul rând, știți de ce a tăcut Iisus în fața lui Rod Antipa? Vremea cercetării lui Rod trecuse. Și cântă frumos frații de la Rugul Aprins. Sunt mulți cântăreți buni care laudă pe Dumnezeu și predicatori care îl înalță. Dar ascultați-mă, dacă a trecut vremea cercetării, puteți chema orice predicator să vă predic. Când trece vremea cercetării, nu mai există predicator să poată cerceta. Că de fapt nu noi cercetăm. Noi aruncăm sămânța, El cercetează. El cercetează. El face să crească. El iartă. El dă pocăință. Aleluia! 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 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști! Vei cerceta la Rugul Aprins seara asta. Sunt aici bărbați care n-au mai simțit de mult cercetarea. De ce oare ei nu simt nimic? Văd lumina, dar aici nu mai intră nimic, 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 nimic. Și aduc aminte cândva se rugau și cu Duhul și cu minte. Și nu mai pot. Un CD-ul în mașină să cânte Rugul Aprins. Inima lor nu mai cântă. Nu mai poate cânta. Văd lumina, dar nu mai simt prezența. Nu mai simt Duhul Tău. Cercetează-ne, Dumnezeule! Asta striga David agonizând. Când David încheie Psalmul 139, eu cred agoniza. El nu scria confortabil undeva la o masă. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Nu era un fel de cântec așa de adormire. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. David știa că într-o zi simțea cercetare. Îi vorbea Dumnezeu și spunea Duhul Sfânt, ia pana, David. Și David scria, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. El mă viorează sufletul și Duhul Sfânt curgea și mă povățuiește pe cărările cele drepte și știu de ce, din pricina numelui Său. Aleluia! Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de tăpeste el. Curge, Doamne! Și într-o zi spun, cercetează-mă! Mai vreau să scriu și nu pot. Mai vreau să scriu și nu pot. Cercetează-mă, Dumnezeule! Și încearcă-mi inima. Cercetează-mă și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Nu mă lăsa necercetat! Nu mă lăsa necercetat! Și din nou îl cercetează Dumnezeu. Că se smerește. Te vei smeri în seara asta? Te vei smeri în seara asta? Te vei smeri în seara asta? Când David se zdrobește, începe să scrie din nou. Și începe așa, Psalmul 34. Ferice, nu de cine e împărat ca mine. Ferice, nu de cine are bani. Ferice, nu de cine e sănătos și n-a auzit diagnosticul cancer. David scrie din nou,
ferice, ferice de data aceasta de cel cu fără de lege a iertat și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu există viclenie. Câtă vreme am tăcut, se cânta în cor, dar mi se topeau oasele. Am zis, e bun Dumnezeu, dar nu, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci am zis, vreau să vorbesc în seara asta. M-ai cercetat, Doamne, ăsta să... Mint! Mint! E sfânt! Te rog, nu ne cântări în seara asta. Nu ne cântări în seara asta. Nu ne măsura în seara asta. Alege să ne măsori, dându-ne putere de a ne ridica. Aleluia! Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele recurbate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci am zis, voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Și David începe din nou să scrie psalm. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși, nu bani că am, Doamne, mi-ai dat mai multă pâine decât eu am putut mânca. Dă-mi numai cât îmi trebuie, dar cercetează-mă. Nu mai îmi da nimic, te rog, nu mai îmi da nimic, dar cercetează-mă. Cercetează-mă! Dacă vrei, am și sănătatea, dar cercetează-mă. Vreau să mai pot cânta. Nu să cânt cântări, vreau să-mi cânte inima. Aleluia! Aleluia! Vreau să simt din nou că ești aici. Vreau să te pot privi din nou în ochi. Cercetează-mă! Cercetează-mă! Doamne, ai vorbit în seara asta la rugul aprins. Într-o zi Saul din Vechiul Testament, că Irod Antipa nu-i singurul în fața căruia Dumnezeu a tăcut, Saul a lăsat boii și oile să aducă jertfe lui Dumnezeu, a dus jertfă și n-are voie. Am trecut peste faptul că Irod justificase păcatul de a-l ucide pe Ioan. E prea mult, e suficient, probabil cât ne-a vorbit Dumnezeu în seara asta. Dar aduceți-vă aminte de Saul. La finalul vieții lui, își întreabă sfetnicii, unde e cerc de rugăciune în seara asta? Și spune unul dintre ei, acolo. Și David se duce, ia o zi de post și se roagă, da, Saul se roagă. Erau acolo proroci, se ruga tare, dacă l-aude Dumnezeu. Și prorocii tac, toți. Primiseră mesaj de la Dumnezeu, tăceți în dreptul lui Saul, tăceți. Saul era, avea scaun încă, tron, coroană, încă erau în mâna lui și sceptrul era în mâna lui și sfesnicii la dispoziția lui. Și se duce la proroci și prorocii nu-i vorbesc. Se culcă noaptea, face rugăciune la căpătâiul patului său domnesc. Nu cheamă nicio țiitoare. Noaptea asta stau singur. N-ai nevoie de țiitoare, Saul? Nu! Nu. De ce? Vreau să mă rog noaptea asta și să mă culc. Poate-mi vorbește Dumnezeu la noapte. Și Saul trec săptămâni între și n-are nevoie de nevastă. Și nu visează nimic noaptea. Închidea ochii ziua, probabil era în jertfă să aibă vreo vedenie. Și n-are nici vedenie. A, zice el, mai sunt sorți, Urim și Turim, poate-mi vorbește Dumnezeu.
duce și cere preotului, dăm sorții. Vrei să te arunci pentru mine? Și amândoi negativ. Nimic! Doamne! Mai vorbește-mă odată. Vă imaginați omul acesta care avea de toate, în inima care există un gol. Golul acesta însemna Dumnezeu tace. Tace. Cineva i-a spus, Saul, ai urât, ai avut un lucru bun. Pe cele care chemau dule morților le-ai alungat din țară. Îți spunem noi, ultima alternativă, Endor, o ghicitoare, du-te acolo. Saul îți schimbă hainele, se duce nu ca un împărat, ca un om simplu. Și vine la femeia asta, ghicitoare, în Endor, îi spune, vreau să-mi chem pe cineva, să-mi vorbească cineva din morți. Și ea zice, nu, sunt ultima probabil în viață. Le-a nimicit Saul pe toate, dacă aude de mine mă omoară, nu-ți face greși. Și femeia asta întreabă, pe cine vrei să o străzesc? Samuel. El a fost profetul lui Dumnezeu. Nu face obiectul mesajului din seara aceasta dacă a fost sau nu Samuel cel ridicat de acolo, dar femeia asta a făcut ceva. S-a străduit să cheme pe cineva din morți și a scos un țipet în momentul acela groaznic. A zis, Saul! Nu-ți fac niciun rău, spune-mi ce vezi. Se ridică din mormânt un om îmbrăcat într-o mantie. Samuel îl întreabă, Saule, pentru ce mă tulburi? De ce nu mă las să mă odihnesc? Sunt într-o mare strâmtorare. Filistenii ne risipesc ariile, dau foc la grânare, cuceresc cetăți după cetăți, cetăți după cetăți. Am fost și la rugăciune. Am stat și în post, am vedenii. Am o mare problemă. Dumnezeu tace. Tace. Doamne, vorbești în seara asta? Să-ți dea Dumnezeu tot binele din lumea asta, să lase în casa ta. Dacă Dumnezeu tace în dreptul tău, e cea mai mare pedeapsă. În fața lui Irod Antipa, Iisus a tăcut pentru că Irod era preocupat de minun, nu de voia lui. În fața lui Irod Antipa, Iisus a tăcut pentru că el pune plăcerile deasupra conștiinței. În fața lui Irod Antipa, Iisus a tăcut pentru că el și-a justificat păcatul de tăia capul Ioan Botezătorul. Din pricina jurămintelor n-a putut să spună nu. Și trăim o vreme în care oamenii justifică păcatele. Toți fac la fel. E adevărat. Dar Dumnezeu pretinde ascultare indiferent când trăim sau unde trăim. Că el nu se schimbă. Dumnezeu Iisus a tăcut în fața lui Irod Antipa, pentru că îi vorbise altă dată. Era o vreme când Irod îl asculta cu plăcere pe Ioan. Iisus a tăcut în fața lui Irod Antipa, pentru că vremea cercetării lui Irod trecuse. Trecuse. Doamne, îți mulțumesc că în seara asta ești aici. Aleluia! Aleluia! Doamne, ce ar trebui să fac eu în această seară? Ca Tu să mai cercetezi? Ce ar trebui să mai fac? Oricum, Doamne, n-am făcut eu nimic suficient. Te rog ceva, din pricina numelui Tău, mai cercetează. Dacă sunt aici persoane care trăiesc în păcate, vorbește-le. Vorbește-le. Aleluia. Vrei să cercetezi, Doamne, în seara asta? Doamne,
Sunt unei aici care de mult n-au mai simțit cercetarea. Au cântat, e frumoasă cântarea, dar n-au cântat cu inima. Inima e legată de păcate. Când te voi lăuda, spus psalmistul, voi fi cu bucuria pe buze și în inima. Te rog în seara asta, nu cer prea mult. La algul aprins, mai cercetează. O seară de cercetare, de neuitat. Dar nu că noi am fi fost pe aici, ci că Tu ești aici în seara asta. Aleluia! 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 Vorbește, Doamne, în această seară. Cercetează, Doamne, în această seară. Cercetează, Doamne, în seara asta. Cercetează-ne, Doamne, și cunoaște-ne inima. Iisuse, își cer eu prea mult să ne cercetez. Tu vrei asta. Să mi se pară mie anormal să simt prezența Ta aici. Dar unde să o simt dacă nu în adunare? Nu-i nimic anormal, Doamne, vara să fiu încălzit de razele soarelui. Cu atât mai mult e normal, dar nu pentru că noi merităm, ci din pricina numelui Tău, să ne mai cercetez. O, cercetează-ne, Dumnezeule! Sunt aici bărbați și femei care au nevoie de cercetarea Ta! Sunt căzuți, cercetează în vederea ridicării. Sunt legați de păcate, cercetează în vederea eliberării. Aleluia! Iisus se eliberează în această seară. Duh Sfânt al lui Dumnezeu suflă peste noi. Te-ai dus la cei din Gadara. La cei din Gadara te-ai dus, știai despre ei că-ți vor spune să pleci de acolo. Te-ai dus să le ridici rușinea și nu te-au chemat ei acolo. Și te-ai dus la ei și ai intrat în zona aceea pe unde nimeni nu putea să treacă. În seara asta noi te chemăm și nu-ți vom spune să pleci de la noi. Îți vom spune rămâi. Rămâi, cercetează Duhule Sfinte, Iisuse Hristos, te rog în această seară, ocupă-te de fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare persoană prezentă aici. Și unde trebuie să vorbești? Și dacă vezi păcat în inimile noastre, vezi abatere de la voia Ta, vorbește în această seară. Știu că nu ne umilești. Ne pot judeca și ne-ai putea pedepsi, ne-ai putea topi. I-ai spus lui Moise, dacă ai coborât numai o clipă, l-ai topi pe Israel. Coboră seara asta, dar nu să ne topești. Coboră, ne ridică, Doamne! Ridică-ne, Dumnezeule! Ridică-ne, Dumnezeule! Ridică pe cel căzut! Vorbește ca lui Moise, care era resemnat păscând turma. Mai cheamă pe nume seara asta. Aleluia! Aleluia! Ești aici, Dumnezeule Tată! Ești aici, Iisuse Hristoase! Ești aici, Duh Sfânt al lui Dumnezeu! Suflă peste biserica rugul la prânz! Ne dor să vii iarăși la noi! Ne dor de Tăi Sfinți Fiori! Ne leagă, ne îndulce, ne har și aprinde focul Tu iar. Cercetează. Nu vrem să mai vedem doar lumina. Vrem iluminare seara asta.
Vrem sfințire! Vrem sfințire! Sfințește-ne, Dumnezeule! Sfințește leviții în această seară! Sfințește slujitorii! Sfințește bărbații! Oh, sfințește-mă! Sfințește-mă, Doamne! Mâna ta mă ține în picioare. Vorbește în seara asta. Poate vrei să ne vorbești prin Duhul Sfânt. Cu siguranță nu ne vei vorbi de bine dacă trăim în păcate, dar nici nu ne vei umili. Ești necuprins în bunătate. Ușor înduplecat în toate, ca tine nu e nimeni. O, miel divin! Din Golgota ești aici. Aleluia! A zis Elisabeta cum de-a fost dat ei să vină la ea Maica Domnului. O, încă o dată repet aici, știu, Doamne, că am mai spus, nu Maica Domnului e aici în seara asta, ci Tu, Dumnezeule Tată, Tu, Iisuse Hristoase, prin Duhul Sfânt este aici, cum de mi-a fost dat mie să fiu la adunare. Cum de mă mai cercetezi? Tu cercetezi pământul. Dacă te interesează de pământul de afară, șabrodomenada canadia, te interesează de copaci din pădure, te interesează de sămânța pusă de noi în grădină, și cercetezi pământul și luz. Oare nu ne vei uda pe noi? Nu merităm, știu. Fă-o din pricina numelui Tău. Aleluia!